Hei, 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 bună, bună, dragii mei, eu sunt Dorel și astăzi continuăm seria noastră din The Hunter Call of the Wild. Țineți minte că în episodul trecut am spus că avem niște lupișori aici care ne așteaptă. Chiar sunt curios dacă reușim măcar unul să omorâm sau ne omoară ei pe noi. Impotează, înoptează. N-are nimic. Ne oprim atunci. Bun. Da, nu ne prinde pe noi noaptea. Plus de asta era să spun, uite, sunt alții aici. O să mergem încetişor ca să nu facem gălăgie. Și până acolo ne ducem tip 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 tilip. Că sincer mă interesează să mă apropii de ei cât mai mult. Chiar dacă există riscul să mă capseze. Ăla Hardy undeva pe acolo. E foarte interesant să-l prind pe ăla, să-i dau lui ăla. Dacă i-am dat lui ăla, m-am scos. Da, și dacă m-am mâncat, m-am scos. Mergem încetişor cu speranța că nu ne... Uite-l, ăsta e easy. Ăla e acolo, dar nu-l vedem din cauza la boscat. Nu intru în apă că fac gălăgie prea mare. Aia e toată treaba. Era lupul ăla pe partea ailaltă. Unde-i, mă, oare? Mai era un lup. Era să zic, uite. Cred că ăla a fugit rupând pământul. Unde sunt ăștia, mă? Băi, ești nebun? E după boschiți pe aici? Băi, ești nebun? Unde, mă, sunt lupii? Că aici erau. Bă, nu fi naiv. A, uite-l, mă. M-am speriat, am zis că ce dracu, mă, au plecat. Stăteam pe gânduri acum. Pe ăla har, dacă l-am prins pe ăla har, sunt tare. Mergem, ne punem pe burtă. Mai bine ca să nu facem gălăgie prea mare, măpiță. Undeva pe acolo sunt. Sau aici. Nici nu vreau să mă apropii prea mult dacă... Că după aia mi-o iau. Știi ce zic? Bă, nu mai știu exact unde sunt ăștia. Uite acolo sunt, mă. Uite aici sunt, mă. Uite cum stă și se uită la mine, nebunul. Acolo sunt, mă. Uite aici. Măcar dacă l-aș mai vedea pe ăla, știi? Sincer, mi-e frică să mă apropii mai mult. Dar nici nu am vizibilitate aici. În ce trag eu aici, că nu văd nimic?
Bă, da, bine mai stau ăștia, mă. No, cred că mă omoară dacă mă apropii atât de mult. Ia uite. Aici sunt. Bă, dar nu-i văd neam, mă, nu-i văd. Uite-l, m-a simțit. Var moaca de râs, bă, dar nu-i văd, mă. Opa. No. Nu-i văd, mă, băiatule, ești nebun la cap. Încerc să dau de la deal atunci. Sunt foarte bine camuflați acolo, să moară jenica dacă nu. E greu cu lupii, domnule, e greu. Uite. What the hell? Care e ăla, mă? Very easy. Minor. Minor. Pe ălaltul vreau. Da, un ăla care fi. Ăla care e în picioare. Ăsta. Nu. Ălaltul ăsta s-a ridicat acum. Am tras bobiță. Ăla a murit. Nu știu câți au murit și câți nu. Dar am tras. Am tras la greu, nu știu, 2-3, nu știu câți o fi. Dacă or fi 2-3, dar am tras. Chiar am tras bine. Mi-e și frică să mă duc acolo, să mor dacă nu. Cred că mergea și cu 2-4-3 să trag. Tind să cred că mergea și cu 2-4-3. Ok, uite urmă de sânge. Am dat bine. Sunt două urme aici. Nu organ hit. Ia uși. Nu-i nimic. Nu-i nimic. Să găsim noi măcar unul din toți ăștia. Și vedem noi după aceea. Ia uite-l.
Uite-l, Bubico. Uite-l. Ce ai făcut, Bobiț? Ai murit, te? Ok. Înseamnă că trebuie să mai fie. Out. Da? Asta e altul. Mergem pentru ăsta. Să nu-mi spui că au fost diferiți. Uite altul aici. Ok. Ok. Te mâncau de viu, Uite încă unul. Bă, nebunule, bă, ești nebun la cap. Le-am rupt țeasta. Trei au fost. Hai să vedem dacă mai e vreunul. Hai să vedem dacă mai am o urmă de sânge. Mai am unul. Mai am unul. What the hell? Mai am unul, Bubico. Sper să nu mă întâlnesc cu vreunul acum. Mai e unul. Bă, dar ori am dat, ori n-am dat. Wow, super tare, super tare. Unde ești, mă? Hai, mă, că n-aveai unde să te duci departe. Ești doar un lup. Un lup care mă puteai mânca dacă veneai spre mine. Ok. Very low blade rate, adică curge sângele foarte greu, deci s-ar putea să nu-l găsesc. N-are cum, trebuie să-l găsesc pe ăsta. Doamne, cât norocă. Da, bine, am și copt o bobiță, am mers încet. Am vrut să fiu sigur că îl prind măcar unul. Și uite că am prins trei și posibil și pe al patrulea să-l găsesc. Ar fi super, super tare. Văd că ne cam poartă asta. Există riscul să-l pierdem. Da, nu mai găsim urma de sânge. Cred că ne-a scăpat asta. Păcat, păcat. Chiar pusesem suflet. Stai, mă, dă-i, mă, după el! Ia uite, mă! Stai, că mai e unul! L-am nimerit pe ăsta. Mamă, ce m-a speriat! Deci mi s-a ridicat părul pe picioare, nu vă mint! Deci să moară Jana dacă nu mi s-a ridicat părul pe picioare, cum l-am auzit pe ăsta în ceafa mea. What the hell? Am zis că mai vine vreunul. Ăsta se duce în culo. Lasă-l, lasă-l, lasă-l. Cred că l-am nimerit pe ăsta care fugea încoace înapoi. Mi-arată tot în culo, dar nu că l-am nimerit pe ăsta, frate. L-am nimerit pe ăsta care fugea în culo înapoi. Ok, nu-i problemă. Hai să mergem totuși. Hai să mergem totuși, poate... A? Uite urma. Ok. Te-ai dus la deal, bobiță?
Uite altă urmă de sânge. Să mor dacă mai înțeleg ceva. Am tras și după ăsta și acum m-am încurcat rău de tot. Ia uite-l, bă. Bă. Ia uite, bă. Ce dracu fac ăștia ture, mă? Își bat joc de mine? Băi, ești nebun. N-au mai murit ăștia, mă. S-a dus în culo, vin înapoi. Ce dracu, mă? Au făcut ture pe aici. E clar că la de acolo nu sunt urme. Curios e altceva. Cum de nu găsesc? Ok. Ilie l-a speriat pe Ilie. Eu n-am treabă. Pe mine n-am sărit. În schimb, ați văzut și voi ce s-a întâmplat. Aici nu înțeleg ce s-a întâmplat aici, uite. Asta e urma albastră, adică ar fi trebuit să fie pe aici, pe undeva. Aici e altă urmă de sânge. Sunt, știi, de asta zic, uite, și încă o altă urmă de sânge. Sunt dat peste cap acum, știi? M-am speriat acum, am crezut că vine spre mine. E faza că nici nu mai găsesc la un moment dat urmele, știi? Aia e mai nasol. Mergem și noi în partea asta, poate, totuși. Asta mă întoarce înapoi. Uite, urmă de sânge. E clar. E clar, mă învârte asta toată harta. S-au bugui lupii. S-au bubuit lupii, bobiță. Incredibil, dar adevărat. Da. Mergi și un coace să vedem, poate, totuși. Găsesc pe aici vreun lup din doi care am tras. Zic și eu.
Un căcuț amic. Poate îl găsesc pe unul pe aici care mă hârie. E clar, nicio urmă de... Nicio urmă de sânge. Păcat, păcat. Ar fi trebuit la cât am tras și la ce ar fi trebuit să mai găsesc pe aici. Mamă, câtă acțiune am avut aici. Ia uite, în partea aceea se aude. Curios cum de nu au murit, am tras, sau cum de n-a murit acela care am tras de două ori în el. Uite-l. L-am nimerit, adică să nu spui că vii spre mine. Ia uite altul. Băi, ești nebun. Era unul aici care fugea. Văd că nu mai iese. L-am auzit. Ok. Mergem după ăsta care am tras aici. I-am dat cu 2, 4, 3 eu. Era să zic, uite cum ciulește urechile. Dar nu e. Hai să vedem ce ai făcut, rangerule. Aha. Uite-l. Uite-l cum a murit. Uite-l cum a murit. Puișor. Puișor. Oare să mai fie vreunul? Nu, 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 ăla era. Ăla era. Ăla a fost. Unul a fugit dincolo. Ăla era, altul nu mai este. Adevărul că le-am rupt coașca. Ce vorbești, băbițe? Super, super partidă de vânătoare. Da, bun, dragii mei, ne oprim aici astăzi. Eu zic că ne-am făcut norma și, bineînțeles, poate o dată viitoare ne arată și altceva în afară de lupișorii ăștia. Vedem. Oricum, eu cred că a fost un episod destul de frumos, mai ales că lupii au fost din belșug. Dragii mei, vă mulțumesc pentru atenția voastră, mulțumesc și lui Ilie, nu uitați like, share, subscribe și bineînțeles dacă n-ați făcut-o încă, apăsați și clopoțelul acela pentru notificări, pentru că contează pentru voi și pentru mine. Eu am fost Dorel, voi ați fost Dorei, până data viitoare, numai bine, la revedere!